Atoață de India, căprulețica mea, creolina mea, și dansul de arabă, că mângâierea mea, alinarea mea. Dar și tu ești frumos, iubițelul meu, brunețelul meu. Ai tale și mare, ha, smor petele de neca. Indiaca mea, arăboaica mea, mi-ai rupt inima, da, 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 da. Indiaca mea, creolina mea, mi-ai rupt inima, da, 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 da. Haide, prințul meu, joacă cu meu, eu văd talentul tău, da, 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 da. Haide, prințul meu, hai, idolul meu, joacă cu meu, eu văd talentul tău. Só chocar gage. Se te lo viab tu tandoilo.
Da. Da, să trăiți. Cu vacile. Da. Păi unde vine canalul? Pe unde este? Da. Da, trei. Da. Poate e posibil să dați mai mult. Așa e, da? Da, da? Numai bine, sănătate, numai bine. Da, mă, frate. Să ia tot timpul. Cam uitați, iau pâine. Auzi, mă, că am uitat să o anunț că i-a început serialul ăla de... Mă rog, de aia. Cam uitat, cam uitat. Dar e mai rău ca mine. Ea uită mai rău că ea pierde lucruri. E al treilea rând de chei pe care îl fac din banii mei. Yeah.
nu vine nimic să mor eu. E țeapă. Zi-mi cine ți-a vândut pontul. Bă, dacă zic că vine, vine. Mă, zi-mi cine ți-a vândut pontul. Bă, te-ai dilit de tot. Ai nebunit la cap. Vă las aici și plec. Zi-mi cine ți-a vândut pontul. Raț. Tu, mă. Bă. Bă, stai, mă. Stai, mă, că se aude ceva. Haide, mă! Bă, de aici, hai că ne apucă pașele Crăciun. Dă-i, dă-i, faci, mă, lăsă-te. Bă, scurte, mută-le, bă, de aici. Ce faci, bă, mută-i elefantul. Ți-ar cornul de ce-a făcut, Spartan? Hai, nu te mai uita la mine! Așa, 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 așa! Hai, ne-a! Foarte bine, bă! Thank you.
Și-o dat ceapa. S-a întrebat dușmanii mei, de unde câștigi bani grei? Poate am dat vreo spargere, sau poate eu mă cere. Are ceva? Să răgnim, să batem că poate ne aude cineva. Ha! Știe bine că am brigată, ne spune mafia neagră, îi nu dăm un pas înapoi. Armată Neamț, o mașină a poștei a fost atacată în trafic, iar hoții mascați și înarmați au fugit cu aproape 600.000 de euro, anunță procurorul care a preluat cazul. Cei doi angajați au fost amenințați cu pistolul și unul dintre ei a fost lovit. Totul s-a petrecut azi dimineață, iar tâlharii sunt încă în libertate. La această oră, mai mulți jandarmi cercetează locul unde s-a produs jaful, iar polițiștii fac controle în trafic. Pe de altă parte, hoții au furat banii foarte ușor, pentru că mașina poștei era una veche de când lumea și nu un vehicul blindat, așa cum ar trebui în astfel de cazuri. La ora 7, mașina poștei române, o Dacia Papuc veche de mai bine de 10 ani, cu doi angajați, pleacă din Piatra Neamț cu peste 2 milioane și jumătate de lei. Erau banii de pensii ce urmau să fie lăsați la mai multe oficii poștale din județ. La un moment dat pe drum, într-o zonă de câmp deschis, mașina a fost blocată în trafic de 3 autoturisme, din care au coborât 4 indivizi mascați cu pistoale. Mai întâi l-au lovit pe angajatul din dreapta și, sub amenințarea armei, l-au obligat pe șofer să deschidă partea din spate. De acolo, indivizii au luat toți banii, apoi i-au lăsat pe angajații poștei legați. Jandarmii, înarmați cu pistoale, au periat zona în căutarea unor probe. Între timp, polițiștii fac filtre și opresc mașinile în trafic. Din păcate, este al doilea incident care arată cât de nesigure sunt mașinile poștei române. Acum o lună, aproape 13.000 de lei, tot banii de pensii, au căzut dintr-o dubă a poștei cu tot cu o bucată de podea. Cătălin Radu Tănase are informații sub... Știi o lume întreagă, ne spune mafia neagră.